venit tuturor în Inconcordia, regizorul, scenaristul și producătorul serialului Egregora Comora Pierdută, Andrei Chiriac, este din nou invitatul meu. Bine ai revenit, Andrei! Bine te-am găsit, bine v-am găsit, încă o dată mulțumesc pentru oportunitate. Cu multă plăcere, Andrei, mă bucur de fiecare dată când te-am ca invitat. Ok, aventura este pe sfârșit, Andrei, pentru primul episod, pilot, cum îl numești tu. Ce meleaguri românești au atras pentru această ultimă filmare și ce legătură au cu istoria? Am ales de data asta Castelul Hunyadzor, în județul Hunedoara, un județ foarte ofertant din punct de vedere arheologic și istoric, bineînțeles. Acolo, acum 15 ani, a început povestea Egregorei la Sarmis Regetuza Regia, cuibul de vânturi, cum se mai spune. Acolo s-au creionat primele idei și datorită acelei vizite am scris prima etapă, adică primul sezon al Egregorei. Am spus să închei acest cerc și să mă întorc în județul Hunedoara, foarte drag mie, la Castelul Hunyadzor, unde am închipuit o secvență de interior în care Vlad Țepeș, plecând spre Transilvania la Matia Corvin, adică la locul unde de fapt am filmat, și a rămas bun de la soția sa. Spune-mi un pic, te-au inspirat legendele locului? Pentru că sunt foarte multe. Sunt foarte multe. În primul rând, locurile sunt locuite încă din antichitate. Spațiul dacic este foarte prezent acolo, inclusiv foarte aproape de Castelul Corvinilor. S-au găsit vestigii, dar nu intrăm acum în amănunte, ne referim doar la perioada medievală. Locul este fabulos, sunt cel mai important, poate cel mai important castel din România. Locul unde Ioan de Hunedoara, Ian de Hunedoara, cum îi spunem noi, a trăit și am insistat să filmez acolo pentru că acest uriaș personaj care a influențat istoria Europei a avut un rol important și în viața lui Vlad Țepeș. După care și fiul său, Matia Corvin. Să nu uităm că în 1462 Matia Corvin l-a arestat pe Vlad Țepeș, urmând pentru marele nostru voivod al Valahiei 12 ani de temniță sau de domiciliu forțat, cum spun unii, la Vișegrad. Deci am vrut să aduc atenția telespectatorilor și acest aspect perioadei Vlad Țepeș. Da, deci ne aduci oarecum și un pic de istorie reală pe care o integrezi în acest serial. Cum te-ai simțit având o parte din castel doar pentru tine, să filmezi, să fii acolo parte din oarecum din istorie, să spunem? Extraordinar. În primul rând, lucrurile s-au desfășurat foarte, foarte repede, pentru că nu am închiriat castelul pentru foarte multe ore. Am stat o oră și ceva, am mai filmat un pic în exterior, dar lucrurile au mers destul de repede. Locul este fabulos. Invit pe toți telespectatorii noștri, pe toți fanii noștri să viziteze acolo un castel. Nu au făcut-o deja, da. Și să vadă cu ochii lor. Împrejurimile nu sunt deloc de neglijat. Există retezatul la doar 2 pași. Cetățile importante dacice sunt în proximitate. Cum am spus, județul Hunedoara oferă foarte, foarte multe din acest punct de vedere. Deci înseamnă că este un, putem să spunem că este un punct, un nod energetic acolo. Nu știu dacă este. Eu mai degrabă m-aș fi orientat vis-a-vis de acest subiect spre zona sacră a Daciei, spre Sarmis Regetuza. Sarmis Regetuza. Spre Albe, spre alte cetăți. Dar este un platou foarte frumos, cu o vizibilitate foarte bună, până spre Retezat, repet, până spre Teva, vezi toată Valea Mureșului de acolo. Este un loc strategic extraordinar. Spune-mi, autoritățile au fost deschise pentru a-ți închiria o parte din castel, chiar dacă și pentru câteva ore? Foarte bună colaborarea cu autoritățile locale. Am avut sprijinul primăriei, castelul se află în subordinea primăriei, dacă am înțeles bine. Mulțumirii domnului Sorin Tincu pentru că a facilitat filmarea noastră acolo și domnului primar al Hunedoarei. Când pilotul va fi gata și am de gând să proiectez, nu neapărat în premieră, pentru că mai am un eveniment înainte, dar oricum, poate pentru a doua vizionare, filmul acolo. Am vorbit în primul episod mai mult despre... Aș vrea doar să reamintim pentru telespectatorii care poate te-au descoperit acum, care poate au descoperit acum serialul Egregora. Mai spune-ne un pic care este legătura între Egregor, deci câteva cuvinte despre, și Egregora, Comora Pierdută.
Egregor Îndex ar fi o ființă psihică emanată prin conștiință colectivă. Un secret pe care spun eu, fiind romanța, bineînțeles, că dacă l-ar fi știut, ar fi știut să creeze un egregor. Egregora, pentru că după povestea și în zona feminină, aducând în atenția telespectatorilor sacru feminin, dorind să rebalanceze un pic cele două forțe complementare, masculinul și femininul, sacru feminin fiind un pic neglijat în ultima perioadă în spațiul românesc și nu numai, și cred că acest film va avea puterea să descătușeze ceva foarte important care zace undeva în subconștientul multor doamne din țara noastră și nu numai. Interesant, foarte, foarte frumos. Bănuiesc că a fost mult mai puțin, să spunem, complexă filmarea de data asta, având în vedere că nu ai avut herghelia de cai și probabil că implicit nici foarte multă, foarte, foarte multă lume cu tine. A fost destul de puțin de data asta, a fost o filmare mai simplă, dar nicio filmare nu trebuie tratată cu ușurință, pentru că fiecare filmare are provocările sale. Am filmat în interior, în camera de aur, se cheamă, a castelului, o zonă splendidă, în camera cavalerilor, într-o curte interioară, un pic în afara castelului. Repet, lucruri simple pe care le veți vedea în film. Andrei, ai spus, episodul pilot este gata, dar bănuiesc că totuși ai deja planuri pentru următoarele episoade. Poți să ne dezvălui un pic în ce locuri și ce, chiar și ce invitați de onoare vei avea pentru următoarele episoade? Călătoria continuă. Deocamdată suntem în fază de montaj. În următoarele 3 săptămâni probabil voi finaliza pilotul, după care un prieten drag va compune muzica filmului. Cred că ne putem încadra în, ca deadline pentru septembrie, pentru a apărea în fața dumneavoastră cu ceva frumos. Apoi trebuie să mai atragem niște fonduri pentru a continua cu primul sezon. Încă nu suntem pe acei cai mari din punct de vedere al bugetului. Am apelat tot felul de structuri. Vom vedea dacă ele răspund sau nu. Călătoria va continua. Care și egregora.info, nu? Egregora.info este site-ul meu unde, dacă doriți să sprijiniți într-un fel, puteți cumpăra un acces la toată munca noastră de până acum. Cu un SMS sau plata cu cardul se poate face de asemenea și astfel participăm. Membrii de viață, da, ai comunității Egregora cu acces nelimitat la toate videourile și la toate materialele pe care le avem pe site, la fiecare filmare. Cel mai important lucru este că prin acea cotizație pe care o facem pentru a avea acces la toate filmările și toată munca pentru Egregora, este, cred, sentimentul de a participa, pentru că prin cotizația aceasta, de fapt, noi participăm, oamenii participă, cât de cât las niște fonduri. Sprijiniți indirect demersul meu și al nostru, banii respectivi fiind folosiți pentru următoarele filmări. Deocamdată s-a spus foarte puțin bani acolo, dar dacă creăm aceste la nivel național și nu numai, mă adresez și diasporii, bineînțeles, atunci lucrurile ar putea lua o întorsătură favorabilă pentru noi. Dar ai în minte deja niște locuri și invitați de onoare? Despre invitații de onoare nu vreau să vorbesc deocamdată, pentru că nu avem un contract scris și până nu semnăm un contract, nu vreau să menționez numele lor, cum am spus. Și să lăsăm să fie o surpriză. Să lăsăm să fie o surpriză. Surprizele vor fi foarte frumoase, asta vă pot garanta. Locurile vor fi fabuloase. Avem de filmat la Roma, cum ți-am mai spus pe altă ocazie. S-ar putea să filmăm un pic la Napoli, deci în Italia, în două locații superbe. Apoi vom filma în București, pe toată Valea Prahovei, în Munții Bucești foarte mult, Munții Buzăului, la Sighișoara, la Brașov, la Sibiu. Și asta doar în primul sezon. După care vom călători prin toată România, pe la mănăstirile din Moldova, prin sudul țării. Excelent! Toată România va fi pusă în valoare, fiecare loc important pe care îl știți sau nu, cetate, peșteră, da, vârf de munte. Mănăstire. Da. Vom călători de la est la vest, de la nord la sud, cam peste tot în țară și vom pune în valoare acest templu frumos pe care îl numim România. Da, Andrei, îți mulțumesc foarte mult deja pentru onoarea de a participa la acest proiect pe care l-am în Concordia. Îți mulțumesc pentru proiectul tău, pentru că, uite, datorită ție, cei care au cunoscut România o vor redescoperi, iar cei care nu o cunosc o vor descoperi.
Și cred că va fi un episod, un serial, cred că va fi un serial într-adevăr care ne va aduce foarte mult, foarte, foarte, foarte mult. Pe lângă o pe lângă o poveste, va fi o redescoperire a României care sper să să ne insufle încă o dată și mai mult, nu știu, aș vorbi patriotism, dar sună, pare așa un cuvânt foarte mare, dar măcar să ne mai iubim țara mai mult. Eu știu că așa va fi, e o chestiune de timp, nu doar sper. Românii vor, se vor reîndrăgosti de, de România, de acest spațiu sacru. Schimbarea trebuie să înceapă și cu ei. Dacă vor să aducă în plus valoare în România, ar fi bine să, să înceapă cu propria persoană. Și părerea proprie despre, despre România. Îi ajut să, să schimbe un pic viziunea despre, despre țara noastră. Poate că alte structuri, am mai spus cuvântul ăsta, dar nu-mi vine altul în cap, creează o imagine despre România poate un pic nefavorabilă. Și filmele românești din ultima perioadă promovează o anumită imagine despre România. Egregora contrabalansează demersul lor și cred că mai ales cu cei din diasporă, cei din diasporă îi face să... Să vibreze! Să vibreze un pic mai mult! Să fie dor de acasă și să dorească să contribuie la reînfrumusețarea României, așa cum merită România. Da, categoric, așa este. Drag Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru astăzi, îți urez o zi minunată, cu multe idei, multă imaginație pentru tocmai a pune în valoare și din ce în ce mai bine România. Te aștept cu mare drag în episodul următor. Mulțumesc din suflet, călătoria continuă, mulțumesc pentru oportunitate.